E oficial. Joi 30 aprilie, funcționarii publici din administrația locală intră în grevă generală de o zi. Acțiunea de protest este organizată la nivel național, iar din Prahova participă orașele Ploiești, Câmpina, Breaza și Băicoi, împreună cu o serie de comune. Vorbim aici despre cei care lucrează în primării și direcții economice, dispensare școlare, biblioteci, muzee și poliții locale. În urma unui comunicat de presă primit de la Federația Națională a Sindicatelor din Administrație, este vorba de organizarea unei greve generale cu întreruperea activității de lucru. În data de 30 aprilie, joi 30 aprilie, nu se va lucra în primăria Câmpina. Ziua de grevă nu va fi plătită, bugetarii pierzând astfel circa 50 de lei la salariu. Majoritatea au un salariu net de 800 de lei, aici fiind incluse și sporurile de vechime. Așadar, principala revendicare a sindicaliștilor este realizarea și implementarea legii unice a salarizării la nivelul funcționarilor publici, pentru a nu mai favoriza doar anumite categorii de bugetari. A făcut această lege 71 cu modificări, cu excepții. Pentru Curtea de Conturi, pentru funcționarii publici din Parlament, pentru Institutul Statistic l-a trecut la grila salarizare la nivelul secretarului de stat, Guvernul României cu cancelare, adică au făcut numai pentru anumite persoane care se bănuiește că au nevoie de dânsii. Iar noi, din administrația locală, nu este cenușarea să administrație publicare. Sarcini peste sarcini, vedeți și dumneavoastră și acțiuni se întreprinde, orice, ajutoare, tot la noi. Pe 30 aprilie, funcționarii publici locali vor sta acasă, fiind considerată zi nelucrătoare. Doar o treime vor lucra pentru a asigura un minim de funcționare, paza și ordinea publică, înregistrarea deceselor și lucrătorii din creșa municipală. Ne punem speranțe că domnul președinte al României și-a manifestat într-un comunicat să aibă întâlnire cu Federația la Idară. Depinde cât vorbește și cu cine vorbește. Da, adică noi sperăm că totuși ceva trebuie să se întâmple, că nu, vă spun cinstit. Noi nu luptăm cu nimeni, noi ne cer niște drepturi. La nivelul Câmpinei, din cei 231 de funcționari aflați pe lista angajaților, au semnat pentru grevă 202. Dacă cererile sindicaliștilor nu vor fi soluționate, aceștia vor participa la un meeting în capitală în data de 27 mai, iar apoi vor strânge semnături pentru declanșarea grevei generale pe termen nelimitat.